În Bistrița-Năsăud, sfârșitul de săptămână este rezervat dacilor, romanilor și celților. Cea de-a patra ediție a Festivalului Celtic Transilvania a adunat mii de curioși în jurul echipamentelor de luptă și armelor. Pentru ca experiența să fie completă, turiștii au probat costumațiile și s-au ospătat la fel cum o făceau străbunilor. Înarmați până în dinți, zeci de războinici au invadat zona Becleanului în Bistrița-Năsăud. Nu pentru a merge la luptă, ci pentru a readuce la viață vremuri de mult apuse. Să prospătăm un pic istoria, memoria despre înaintașii noștri. Se vrea să se continue ideea care s-a început acum 4 ani, aceea de a combina dragostea pentru istorie cu muzica rock și cu un festival care să fie adresat tuturor. Acum facem și un pic de gărăgie. Și-au etalat costumațiile. Avem un coif, replică de coif de pe coloana lui Traian, pelerina, cu multe fibule, niște aplici getice, solzi. Sunt replici de la Răcătău. Costumația mea este una de răciță nobilă, e puțin deosebită față de restul. Dar și armamentul din dotare. Aici avem un consor, aici am sica, pumnalul, celebrul pumnal care și marele rege Decebal s-a sinucis. Curioși, vizitatorii s-au adunat cu mic cu mare să afle cât mai multe despre viața dacilor și a romanilor. I-am adus să cunoască puțin istoria pe viu, cu ghilimele de rigoare. Te-a impresionat ceva? Te-a interesat ceva mai deosebit? Armele lor. Au simțit pe pielea lor cât de greu le era în luptă războinicilor de pe vremuri. Spune-mi, cum este armura? Grea. Este foarte ascuțit, adică dacă te gândești, nu mai aveai viață dacă intrau suliță. Mă apăr de soare, la moment. Dar într-o luptă de ce te-ai apărat? Dar într-o luptă m-aș apăra de o săgeată, de o lovitură cu sabia. Și cum după muncă urmează răsplata, turiștii au fost ospătați cum se cuvine. Merge. O să vedeți ceea ce înseamnă... Cum e? Ce bun e. Super. Facem o mâncare de legume. Mâncare de legume, dacii nu mâncau numai carne și grânat, mâncau și legume. Încercăm să reproducem gusturile de altă dată. Zeci de oameni s-au strâns și în jurul ceaunelor aburinde, ispitiți de mirosul gulașului bine făcut. Am pus slană la prăjit, ceapă, boia și carne și multă dragoste, că altfel nu iese nimic. Cum e? Nu e nicio altceva. Minunat! Mustața are gust de miel. Organizatorii au pregătit surprize și pentru iubitorii muzicii rock. Mai multe trupe din Italia, Polonia, Belarus, Bulgaria și Irlanda concertează în cadrul festivalului care se încheie în această seară.